face o deosebită plăcere să vă avem astăzi aici, ținând cont că Alcatel este poate una dintre cele mai mari multinaționale prezente în Banat și în România, în zona de cercetare-dezvoltare. Vom continua cu ajutorul Guvernului și cu ajutorul dumneavoastră să extindem activitățile locale și sperăm că în viitor să putem prezenta, din punct de vedere tehnologic, noi realizări ale echipei din România. Eu mi-am verificat cu tehnologia 4G faptul că pe 11 martie m-am văzut la București cu conducerea centrală a grupului și am primit câteva vești foarte bune. În primul rând că activitatea de peste 20 de ani a Alcatel în România reprezintă realmente una din centrele cele mai importante pentru compania la nivel mondial și asta pentru mine e o mare mândrie, că totuși Alcatel este o companie atât de mare și când CEO-ul vine la București și îmi spune cât de important e partea din România, e un semn și de mândrie și de încredere. În al doilea rând, apreciez foarte mult capacitatea dumneavoastră de a dezvolta investiția de aici, de la Timișoara, dar mai ales o parte specială, pentru că altfel sunt și alte investiții pe care le apreciez foarte mult, și anume partea de cercetare, dezvoltare, faptul că 500 sunt acum și mi-a zis mai mult, da? Sunt 500 cam și vom crește în următoarele 12 luni cu încă 200-250 de tineri. Faptul că, 750 de tineri nu trebuie să plece din România, în America, în Franța, în alte părți, ci pot să aibă aici un loc de muncă la standardele pe care și le doresc și asta e un lucru extraordinar și pentru asta vă sunt foarte recunoscător. Ce rămâne să facem noi mai departe? Să avem grijă ca acea inițiativă foarte bună de a duce deductibilitatea cheltuielilor pentru cercetare la 50% să se și aplice bine în practică, că asta este boala dintotdeauna, nu doar în România, și la nivel european. Intențiile bune după aceea se frânează de către partea birocratică și plec de la dumneavoastră cu ideea foarte clară că luni o să cer și la Finanțe și la Ministerul Cercetării modul de aplicare, clarificarea, în așa fel încât să puteți beneficia de acest lucru. Eu cred că e un mare avantaj pentru România, în primul rând. Nu pentru dumneavoastră, ci pentru noi. Faptul că și Alcatel și alte companii mari își dezvoltă centrele de cercetare și dezvoltare aici, în România. Nu pot decât să vă urez mult succes în continuare și să spun să ne trageți de mânecă de fiecare dată când rămânem în urmă cu ceva legislativ, pentru că întotdeauna legislativul rămâne în urma tehnologiei. La ritmul cu care evoluează lucrurile e foarte greu să ținem pasul, dar mă bazez pe dumneavoastră și pe ceilalți mari investitori din domeniu să ne spună de fiecare dată, vedeți că noi am mers mai repede decât voi cu tehnologia, veniți și adaptați regulile, legislația, tot ceea ce trebuie făcut ca să ne sprijiniți. Eu mi-aș dori foarte mult ca România să fie cu adevărat un hub regional pentru cercetare, pentru comunicații, pentru IT și alături de Alcatel, faptul că sunt și alți mari jucători pe plan mondial prezenți aici în România, care consideră România locul din care, hub-ul regional, locul din care se dezvoltă în regiunea noastră. Nu vreau acum să fim acum centrul lumii, deși, deși când am văzut ce tehnologie folosiți, îmi dau seama că puteți fi din acest punct de vedere, dar cred că este un segment al economiei românești care are mare potențial și mari perspective și m-am bucurat să vin să văd și locația, pentru că la București, sigur, vorbim la nivelul conducerii executive, însă faptul că aveți așa de mulți tineri și atât de deștepți care lucrează aici nu mă poate face decât să vă felicit, să vă urez succes. Noi vă mulțumim încă o dată pentru vizită și aș dori să lansez o rugăminte și pe această cale și către domnul ministru Cotovelea, pentru că dânsul este mult mai apropiat de zona de societății informație. Da. Îl primim și pe dânsul cu brațele deschise. Vă promit eu. Vă promit eu. De ceea ce facem aici și cum participăm la digitalizarea economiei românești.
Bun, o să vă spun un secret. Domnul Cotovelea și cu domnul Costoiu, ministrul cercetării, sigur vin aici și vă înțelegeți foarte bine cu ei. Unde e problema? La finanțe e problema. Deci nu e problema la ministrul comunicațiilor sau la ministrul cercetării, întotdeauna problema e la finanțe, așa încât o să o ia și pe doamna ministru Petrescu aici, care a văzut ce înseamnă tehnologia în Statele Unite și trebuie să ne ajute să dezvoltăm și din punctul de vedere al facilităților fiscale și al sprijinului pentru dezvoltarea acestui domeniu de vârf al economiei mondiale. Mulțumesc mult de tot, nu vă ține mult că dumneavoastră munciți aici și ne revedem atunci cu echipa completă, da? Sigur. Și cu ministrul comunicațiilor și cel al cercetării. Mulțumesc mult de tot!